Acest hormon influențează fiecare parte a corpului, de la abilitățile motorii la stările emoționale. Este unul dintre principalii artizani ai bunei dispoziții, alături de oxitocină, endorfine și dopamină. Există câteva alimente care cresc nivelul de serotonină și ne dau o stare de bine. Serotonina este o substanță care asigură trimiterea semnalelor celulelor nervoase. Acest hormon se găsește în trombocite și în tot sistemul nervos central. Cu toate acestea, este mai abundent în sistemul digestiv. Serotonina rezultă din aminoacidul esențial triptofan. Acest aminoacid poate ajunge în organism doar prin dietă. De obicei, triptofanul se găsește în alimente precum nucile, brânza și carnea roșie. Un nivel scăzut al triptofanului înseamnă automat un deficit de serotonină, iar acest deficit poate te provocat tulburări de dispoziție cum ar fi anxietatea sau depresia. Specialiștii au descoperit în urmă mai multor cercetări că datorită unui consum mai mare de triptofan din alimente, persoanele au avut o stare de spirit mai bună, posibil deoarece triptofanul ridică nivelul serotoninei. Alimentele care pot conține triptofan sunt ouăle, somonul, brânza, carnea de curcan, produsele din soia și talbină, care este o supă din orz. Organismul folosește triptofanul pentru a produce serotonină, iar consumul de alimente care îl conține pot susține acest proces. De asemenea, expunerea la soare face minuni în ceea ce privește hormonul fericirii. Una dintre teorii susține faptul că persoanele care nu se expun la soare se confruntă cu depresie în zilele scurte și întunecate de toamnă și iarnă. Totodată, masajul stimulează secreția serotoninei și scade nivelul cortizolului, hormonul stresului. Pe lângă toate acestea, nu aveți nevoie de un masaj profesionist pentru a avea parte de aceste beneficii. Potrivit unui studiu, chiar și masajul acordat de o persoană obișnuită, fără calificare, care în acest domeniu ar putea fi benefic. După ce participanții la studiu au trecut prin două sesiuni de masaj de 20 de minute oferite de partenerii lor, nivelul serotoninei a crescut cu 28%, iar nivelul de dopamină cu 31%. Relatează adevărul.ro.